Bună ziua, dragi telespectatori Capital TV, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Numele meu este Roxana Meleșcanu și voi fi gazda dumneavoastră din această nouă zi. Alături de noi este Barbu Constantin, președintele Asociației Științifice Plasma România. Bine ai revenit, Constantin! Bună, Roxana! Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur să fiu din nou împreună pentru a oferi cunoaștere celor care sunt interesați, iar astăzi o să avem un subiect inedit, un subiect interesant. Da, am ales pentru astăzi de comun acord să vorbim despre generația spațială. Am auzit că desfășori un program de educație pentru copii. Spune-ne câte ceva, te rog. Am această misiune de a oferi cunoaștere celor care sunt interesați și cel mai ușor mi-a fost să lucrez cu oameni care au venit și au fost interesați de cursurile noastre și în aceste cursuri am avut mulți părinți și de la curs la curs a curs această întrebare dacă copiii pot participa la aceste cursuri și atunci am început să gândesc un program de educație online, homeschool, cum este cunoscut acum, în care introducem copiii în tehnologia spațială, alături de părinți, bineînțeles. Și în decembrie anul trecut am lansat această intenție, am invitat părinții să ne întâlnim, să facem ședințe cu părinții. Ce vedeți sunt captări, poze de la colegii noștri, cei mai tineri colegii ai noștri, care au realizat, sunt în proceduri de Nano și Gans. Am invitat părinții să discutăm ce ne dorim, cum vedem noi acest program, iar părinții au invitat copii și am rămas împreună. Am început un program cu 26 de copii, vârsta de la 5 la 12 ani, nu avem o limită de vârstă, iar momentan cred că am rămas undeva la 22 de copii. Asta. Am înțeles. Pe ce perioadă se desfășoară? Care sunt primele etapele? Prin ce ai trecut? Încotro vă îndreptați? Care este stadiul actual? Da, am avut două ședințe cu părinții ca să stabilim, am nevoie de acordul lor. În primul rând lucrăm cu substanțe periculoase. Sigur că. Lucrăm cu foc, lucrăm cu sodă caustică. A trebuit să facem un acord cu părinții, să le explicăm că totul este în siguranță, dacă ei le asigură materiale de protecție și dacă îi verifică, dacă stau lângă ei, lângă copii, și unde nu pot copiii să facă anumite proceduri, să-i ajute atunci. Programul, deci după două întâlniri cu părinții, am avut, din 15 ianuarie, am oferit copiilor posibilitatea de a se înscrie. Avem un grup pe WhatsApp unde ne desfășurăm activitatea și zilnic punem întrebări, trimitem poze, iar din 15 ianuarie programul este de 3 luni de zile, așa am simțit să-l fac, un program experimental, momentan cred că nu s-a mai făcut acest program pe tehnologie spațială, iar până de Paști, adică până undeva la data de 15 aprilie, există această grupă, prima grupă de copii, în care ei au posibilitatea să învețe tehnologia de la zero, exact ce învață și cei de la NASA. Ei învață acum nanomateriale, învață cum să facă reactoare GANS și cum să le folosească în domeniul sănătății și alimentației. Apoi, bineînțeles, am luat legătura, am vorbit înainte și copiii, intenția lor la majoritatea, 90% vor să plece în spațiu, iar eu le-am explicat că pot să călătorească în spațiu, nu este nicio problemă dacă ei sunt serioși și învață și bineînțeles dedică timp să studieze și celelalte domenii. Iar după acest curs de 3 luni de zile va exista o pauză. Iar după această pauză, copiii vor fi invitați în grupe speciale pe diferite domenii, unde vor forma echipe de cercetare pe energie, unii vor să studieze cu muzică plasmatică, unii vor să lucreze cu plantele, cu animăluțele și atunci se vor forma, pe intenția lor, se vor forma grupe în care vor aplica
știința și ce au făcut ei cu mânuțele lor vor aplica în domeniile respective. Minunat! Deci, ca să concluzionez, ai început de la începutul anului, din ianuarie, corect? Modulul este format pe ce structură, vreau să te întreb, și pe o perioadă de 3 luni. Câte întâlniri săptămânale aveți? Am stabilit de comun acord cu părinții și cu colegii, că deja sunt colegii noștri. Am stabilit 2 zile pe săptămână, un program, hai să zic, nu este intensiv. Mi-aș fi dorit să am 2 sau 3 zile pe săptămână. Este un program în care lunea și joia, în fiecare luni, în fiecare joi, de la ora 7 seara până la 9 seara sau 10, de obicei, stăm și predăm foarte multă cunoaștere, iar în schimb ei vin cu astfel de poze unde arată că au înțeles, vin cu, probabil o să vină cu rezultate. Momentan au ajuns doar la faza de a face nano și GANS. De săptămâna viitoare încep să cunoască aplicațiile în domeniul sănătății și alimentației, dar cel mai mult ne-a luat pas cu pas să învățăm, deci am avut nevoie de partea teoretică și partea teoretică s-a desfășurat cam 3 săptămâni. Și din 26 de copii, 22, aproximativ 20-22 sunt deja în program, sunt serioși, văd că ne trimit poze. Sunt colegi din România, ne bucură că sunt frași și surori, au venit la fel la pachet, au venit cu părinții, deci familii plasmatice de la mic la mare. Dar avem și câțiva colegi care sunt cu familia în altă țară, în alte țări, și se conectează cu noi. Există mici probleme în alte țări, de exemplu nu găsesc sodă caustică, și atunci încercăm să-i ajutăm cu alte tipuri de proceduri, unde, în funcție de materialele care le găsesc. S-a dat un necesar de materiale, exact ce folosim în laborator, sârme de cupru, materiale de protecție, cutii de plastic, table de zinc. Deci un minimum necesar, o butelie de mână cu gaz, și mici tije, lucruri, creioane pe care pot ei să facă aceste bobine. Până la urmă au înțeles, totul este făcut cu mânuța lor. Am avut discuții foarte interesante cu ei despre viață în general, până să ajungem la partea practică, pentru că noi am încercat să le expun viziunea mea, ce am învățat eu până acum, și să-i atrag către această știință, deoarece există și posibilitatea ca ei să poate să fie atrași mai mult, să intre deja în proiecte de cercetare mai avansate, și încerc să le explic simplu, într-un limbaj simplu, de ce este important sensul la bobine, de ce este important să nanomaterialele să nu se atingă între ele în reactoare, de ce este important să înroșim bobina de cupru, de exemplu. Iar ei au făcut, au rezultate, cred. Momentan am văzut rezultate frumoase, cel puțin gansurile le-au ieșit, și acum o să înțeleagă mai mult cum lucrează cu aceste câmpuri plasmatice. Bun, foarte frumos. Deci acest program online constă într-o introducere în știința plasmei cash. A fost o parte teoretică și acum toată lumea a trecut la treabă. Ați început în ianuarie și acum sunteți pe final de program, da? Pe finalul celor 3 luni. Suntem pe ultima sută de metri, să zic așa, mai avem o lună de zile, în care într-o lună de zile îi învață să facă multe aplicații din nanomateriale, din gansuri, din apa plasmatică, și atunci ei au deja o temă pentru acasă, să vină cu diferite afecțiuni care poate cei din jurul lor, prietenii lor, familiile lor poate să le ofere, și noi să încercăm să le oferim posibilitatea cum se procesează, să înțeleagă de fapt că totul este un schimb magnetic și gravitațional. Orice dezechilibru care apare este un dezechilibru magnetic și gravitațional, și folosind nano și GANS, noi foarte ușor putem să echilibrăm câmpurile magnetice și gravitaționale din casa lor, dinăuntru corpului lor sau a părinților, iar cei mai serioși vor rămâne în continuare și vor studia mai departe. Am înțeles. Și încă o dată de specificat, acest curs este destinat copiilor sau părinților și copiilor? Sub ce formă îl adresezi?
De obicei, părinții care au participat la aceste cursuri chiar ne-au zis, chiar le spun câțiva, chiar am asistat la câteva discuții și au împărtășit, s-au deschis cu părinții, au zis că ei nu au participat la cursurile noastre, ba online, ba unde am avut posibilitatea să le organizăm în acești ani de zile. Iar ce a fost interesant a fost că deja ei consideră pe copii mai deștepți decât sunt ei, și să vină copiii să învețe din această știință, pentru că ei au înțeles cum se face în an, au văzut lucrurile că sunt simple, dar ei încearcă să-i introducă pe copii să prindă mai mult din această știință, pentru că și-au dat seama că este ceva revoluționar și pe care se pot baza toată viața, și mai ales că ei își doresc, ei au această misiune de a călători în spațiu și tocmai le arătăm și vă arătăm nava spațială, pentru că totul este clar, totul este în fața noastră și ține de noi cât de mult studiem, cercetăm și aplicăm această cunoaștere. Mm-hmm. Ok, și pentru claritate, când se deschide o nouă grupă de generație spațială? Cu voia lui Dumnezeu, sper, așa mi-am propus, această intenție, adică simt că este nevoie, în acești 5-6 ani cât am ieșit în spațiu public și am conectat foarte mulți oameni, tineri, seniori, da? Simt acum să mă duc mai mult către copii, să integrez, să introduc știința în rândul copiilor, de orice vârstă. Și următoarea întâlnire cu părinții, că pentru că totul se întâmplă cu întâlnirile cu părinții înainte, ar fi, or să avem probabil două întâlniri, una în aprilie, una în mai. După 15 mai mi-am propus să invit copiii care vor 3 luni de zile, 15 mai, 15 iunie, iulie, august, cam undeva în 15 august, cumva să terminăm, altă grupă. 3 luni de zile, teorie, practică și rezultate. Deci mai, iunie, iulie? Sau? Da, până în august, până în 15 august. 15 mai, 15 august. Am început la jumatea lunii, terminăm tot la jumatea lunii. 3 luni de zile. Deci de pe 15 mai până pe 15 august. Am înțeles. Așa ne-am propus și speranța mea este că ce-mi doresc este să duc programul acesta poate și mai intensiv, la 2-3 zile pe săptămână, dar îmi doresc să realizăm și ei își doresc la fel să ne întâlnim, pentru că nu am posibilitatea să stăm în diferite orașe și îmi doresc să mă întâlnesc cu ei pentru că pot să le arăt mai multe lucruri, mici detalii care contează și ne dorim să chiar să avem un eveniment, o tabără, poate de o săptămână, poate de weekend, undeva într-o locație în țară unde să invităm atât pe cei care au participat, cât și, bineînțeles, alți copii cu părinți, să fie o tabără deschisă pentru copii, sufletele, de fapt, care sunt atrași de tehnologie spațială și de călătorii în spațiu. Minunat, minunat! Îmi vine să fac așa, thumbs up! Într-adevăr, mai ales că este un program online, este minunat să existe și spațiul ca la alegerea fiecăruia să vă și conectați față în față. Este foarte valoros. Unește oamenii foarte mult și contextul acesta al unei tabere. Le-ai gândit minunat, te felicit. Și chiar vreau să te întreb, așa am simțit acum, ai putea să ne împărtășești ceva la modul general din intențiile pe care le au copiii? Știu totuși că tehnologia științei cash are așa câteva arii, cum ar fi alimentația, sănătatea, transportul. Cumva, cam care sunt intențiile copiilor? Îi iei și pe ei, așa, direct prin toate arile sau te duci direct la transport spațial? Încerc să nu avem, să-mi depășesc limitele, pentru că, în primul rând, tot ceea ce gândesc și ceea ce primesc este o limită. Deci, în primul rând, accept că am o gândire limitată și eu le ofer doar o gândire a mea limitată și nu pot să le ofer mai mult din ceea ce poate pot să primesc. Deci, în primul rând, le zic că ceea ce le ofer eu acum este doar o mică gândire limitată. Bineînțeles, pentru alte persoane poate să fie ceva foarte complex, foarte science fiction. Dar pentru copii încercăm să avem discuții și avem discuții și am avut și avem în continuare discuții de la suflet, de la suflet. Discuțiile cu ei sunt, unii vorbesc, unii sunt mai timizi, unii chiar foarte deschiși. Discuțiile cu ei sunt foarte directe, sunt foarte maturi, discut ca și cum aș discuta cu tine.
Cel mai impresionat este că au încercat să, cel puțin unul din colegi, poate o să am posibilitatea să-i invit în emisiune și să prezinte câteva rezultate sau cunoașterea lor, și să vedeți ce întrebări își pun copiii, de ce îl vindem pe Dumnezeu. Asta a fost o discuție în care discutam pe parte teoretică, nu intrasem în partea practică, le expuneam cum a fost din ce ne-a oferit domnul Cash din aceste cărți, cum se formează tot universul, iar cel puțin unul din colegi ne-a explicat de ce oamenii se duc la biserică și de ce costă lucrurile la biserică, de ce trebuie să stăm în genunchi, pentru că el l-a găsit pe Dumnezeu și dacă nu stă în genunchi. Iar discuția a continuat pentru că a venit cu foarte multe exemple dintr-o cunoaștere mai liberă, mai neîngrădită, în care vede toate lucrurile că intră într-o sincronicitate, că nu e nevoie să punem preț pe ceea ce noi deja avem. Și am încercat să le explic că, da, trăim în această realitate, în acest pământ, dar pe alte planete sunt alte realități, îl văd, nu, probabil nu sunt biserici, nu sunt taxe, pentru că trece Dumnezeu sau energia divină, trece printr-o persoană și se direcționează către altă persoană, și sunt foarte liberi în gândire, nu sunt îngrădiți, tocmai de aceea acceptă foarte ușor această cunoaștere și această tehnologie și au rezultate. Am avut discuții și i-am pus să testeze casă. Noi le-am spus din start părinților că noi căutăm un anumit tip de suflet, nu toți care, chiar dacă părinții vor, au intenția să introducă copiii în această știință, acel suflet nu este făcut să aibă această experiență și noi căutăm doar un anumit tip de suflet care are această misiune. Din câte am văzut, tocmai de aceea, ușor, ușor, persoanele care nu aplică, le urăm mult succes să studieze altceva și noi rămânem cu cei care chiar doresc să aplice. Iar cel mai important este că ei sunt atrași, au rezultate și au înțeles puterea câmpurilor prin experimente foarte simple care le-am făcut cu mânuțele lor să simtă, să-și activeze mânuțele, pentru că avem aici toată puterea. Am început să lucrez în zona de a mișca obiecte cu puterea minții, ca ei să înțeleagă că aceste câmpuri sunt în jurul nostru, n-au nevoie de gansuri, n-au nevoie de nanomateriale. Încerc să le redau înapoi puterea, să-i reconectez, cel mai important asta, încerc să-i reconectez cu Dumnezeu. Dumnezeul care, v-am zis, ei îl văd ca pe o energie liberă, nu ca pe o energie care noi punem preț, noi cei maturi sau noi cei mai mari ca ei, punem preț pe această energie. E clar că vin cu total alte gânduri în această viață, au inteligență remarcabilă, iar în prezența gansurilor și când vor începe să înțeleagă mai mult din aceste gansuri și câmpuri plasmatice, cu siguranță o să auziți de astfel de copii, pentru că inteligența lor se dezvoltă de la o zi la alta foarte, foarte rapid. Doar că stau în aceste câmpuri plasmatice și le-am explicat să se bucure de ceea ce fac, să-l prețuiască pe Dumnezeu, să se conecteze la Dumnezeu, la sursă, pentru că prin el circulă toată informația, și încerc să-i încurajez că ceea ce învață ei acum și e gratuit, pentru că programul este ca toate evenimentele care le facem pe cunoaștere sunt gratuite, ce învață ei acum învață cei de la NASA. Și atunci e clar că o să creștem o generație de copii care peste 5 ani de zile or să intre poate în Academia Română și o să dea lecții de viață sau rezultate, o să încerc să îi atrag și mai mult către domeniile care ei le-au dorit. Le-am spus, vreți biciclete plasmatice? Facem biciclete plasmatice. Vreți trotinete electrice să meargă cu energie, cu plasmă? Haideți să le facem, pentru că mulți și-au dorit domeniul de transport, alții de energie, alții vor să lucreze cu plantele. Foarte interesant că am primit și răspunsuri pe parte de muzică și încercăm să dezvoltăm și un program muzical, așa și cum am făcut de curând în această săptămână, boluri tibetane cu Yasmina, în care introducem plasma în sunet. Deci formăm cumva sunetul și lumina creează aceeași energie.
și încercăm să încurajăm să aplice, dar să vedem rezultatele. Momentan suntem la, să zic, la jumătatea, aproape de mai mult de jumătatea programului. Înainte de Paști o să prezint programul cu rezultatele lor și atunci poate o să am și un invitat care, un coleg care stă pe lângă București sau în București, care dorește, bineînțeles, să apară. Nu e ușor să apari în fața camerelor și o să vedem ce o să ne rezerve Dumnezeu mai departe. Bun, mulțumesc pentru ce ne-ai împărtășit. Îmi permit să fac o glumă. Dumnezeu, și-ai zis el? El sau ea? Da, el sau ea. Divinul masculin, divinul feminin sau divinul copil, da? Și totuși nu mi-am uitat întrebarea adresată ție. Care ar fi câteva din intențiile copiilor? Ce intenționează ei din oricare dintre domenii? Să plece în spațiu? Corect, am înțeles. Asta a fost intenția generală. Bun. Să aplice cunoașterea în domeniul sănătății. Asta iarăși a fost a doua intenție a lor. Adică, ce au zis? Cuvintele de copil. Să înțeleagă cum poate să-i facă bine pe părinți, să înțeleagă cum poate să ajute pe cineva, să înțeleagă cum poate să ajute o floare, să ajute un animal. Vrea să, v-am zis, acest segment de artă, muzica, și cam aici. Și energie și transport. Vor să facă magravuri, vor să facă... Sunt și colegi, v-am zis, de la 5 la 18 ani și mai știu și ei câte ceva din această tehnologie. Au auzit de magravuri, au văzut și acum vor să înțeleagă și poate vor să ne învețe ceva. Doar că noi e nevoie să le oferim cunoașterea cum să face această tehnologie, cum se produce această tehnologie corect. Mulțumesc, ce frumos! Și la fel spuneai să-și exprime creativitatea, da? Să aducă lucruri creative în știința plasmei cash. Absolut, da, asta o să fie una din condițiile în viitor, aceea de a îi lăsa liberi în domeniul artei și de a le încuraja să creeze cât mai mult. Indiferent ce o să creeze, o să fie un lucru benefic pentru ei, pentru familie, dar și pentru umanitate. Ce artă înseamnă? Muzică, cum ai specificat, pictură, presupun, orice se poate crea, o bijuterie, un tablou, o construcție. Da. Vin la pachet, arta e un domeniu foarte mare și vine un domeniu imens. Dar cei creativi vor fi interesați de această știință. Mm-hmm. Chiar avem din nou aceste cărți pe masă și aș vrea să le prezint. Cele trei cărți principale scrise de domnul Cash. Avem Ordinea Universală de Creare a Materiei, Structura Luminii și Originea Universului. Chiar din această teorie, dacă tot suntem la subiectul cu programul de educație online, cum este prezentată această teorie, această știință, în modul teoretic, copiilor? Care este metoda pe care tu ai găsit-o? Probabil acestea sunt bazele, nu? Științei prezentate și în aceste cărți. Cum reușești tu să dai mai departe? Sub ce formă? Îmi place să traduc lucrurile vorbite de domnul Cash sau nevorbite, nerostite. Deci asta în primul rând, de când stau și l-ascult pe domnul Cash, și nu doar domnul Cash, mai ascult și de la alte persoane, încerc să înțeleg energia din spatele cuvintelor și să traduc această energie, să o decodific, pentru că domnul Cash te lasă să vii tu cu înțelegerea ta, te duce până la scară și de la scară trebuie să urci tu treptele. Și atunci ne dă uneltele necesare să urcăm aceste trepte, să nu ne ducem nici în stânga, nici în dreapta, să ne ducem către Creator. Ne ajută foarte mult Institutul Spațial al Fundației Cash cu videourile care au fost realizate de-a lungul anilor, unde sunt workshop-uri pentru copii, așa zise, pentru copii, dar sunt în general pentru toate vârstele. Am preluat de acolo cel mai simplu exemplu, cel cu magneții, în care mi-a rămas așa întipărit în minte și asta am încercat și le-am prezentat copiilor, că atunci când avem mai mulți magneți pe o masă
și există un mic magnet într-o parte a mesei care se încearcă să se unească cu grupul de magneți, poate să miște acel mic magnet toți magneții de pe masă. Și asta încerc să le ofer oamenilor în general, că nu este nevoie să luăm exemple, noi putem să fim doar un reper, că dacă noi ne mișcăm și acționăm, putem să mișcăm energiile din jurul nostru, mișcând energiile din jurul nostru, ceilalți oameni, celelalte suflete, se vor poziționa mai aproape de noi sau mai departe de noi. Și noi întotdeauna, și cu colegii și cu copiii, în program încerc să le explic să ia viața într-un sens magnetic sau un sens gravitațional. Mereu ne poziționăm, indiferent de informația care o primim, indiferent de domeniul în care îl aplicăm, încercăm să ne poziționăm magnetic și gravitațional pentru a crea acest echilibru, această energie de infinit, acest semn de infinit care este un semn foarte puternic din cât am stat și am studiat. Da, și aduce armonie, așa cum povesteai, orice este pe minus, în lipsă, este suplimentat, armonizat de orice ar fi pe plus în acest infinit, atâta timp cât este armonie, dorința de uniune, de conectare și așa mai departe. Bun, deci există un suport video pentru aceste cursuri, program online pentru copii. Ce ne poți spune și despre moralitatea, etica de a călători în spațiu, acest mare vis al umanității? Din cât am stat și am studiat de la informațiile provenite de la Institutul Spațial, anul acesta am văzut că este posibil ca umanitatea să înceapă să călătorească mai rapid cu nava spațială. Aceasta este nava spațială a Fundației Keshe, o grafică realizată de colegul nostru Marius Paraschiv, care este la fel ca și noi, căutător al cunoașterii, dar are aceste skill-uri, are aceste abilități de a face lucruri minunate la nivel digital. Etica și moralitatea sunt lucrurile cele mai importante. Fără etică și moralitate înaltă, nu putem să depășim bariera. Iar ce vedeți în general, ca și stele căzătoare, de exemplu, sunt de obicei nave spațiale. Unde vedeți comete, sunt de obicei nave spațiale, mai mari, mai mici. Știm lucrul ăsta. Etica este aceea că tu ești deja îndreptat către ai această intenție și ți-o menții, aceea de a te întâlni cu celelalte suflete care te privesc, îți captează mentalul. Și misiunea domnului Keshe este de a ne reuni, pentru că am mai fost uniți noi ca și umanitate, cu sufletele care noi le spunem extratereștri. Dar în știința noastră și în limbajul nostru, noi menționăm aceste entități de lumină ca și comunitate universală. Deci, am menționat ființe de lumină, da, o familie galactică, pe lângă rasa umanității. Știința plasmei Keshe spune că există diferite forme de viață pe diferite dimensiuni, suntem cu toții praf de stele și, da, inteligența materiei creează diverse forme de existență. Exact. Iar, deci, asta ar lega etica. Moralitate înseamnă că ai primit cunoaștere. Dumnezeu, prin noi, prin toți, oferă această cunoaștere, iar noi, dacă suntem o persoană magnetică, oferim această cunoaștere neîngrădit, pentru că aici este problema noastră. Sau cheia. Da, primim cheia, o dăm mai departe, dar poate cheia aceea, în loc să deschidă mințile, sufletele a miliarde de oameni, noi punem un preț și accesează doar câteva zeci sau sute de oameni. În primul rând, domnul Keshe ne-a învățat și unii au venit cu această lecție învățată pe pământ, unii învață acum, aceea de a oferi mai departe ceea ce tu ai primit. Dacă ai făcut un experiment, de exemplu, și ai rezultate, moralitatea ar fi ca tu să prezinți acele rezultate cu toate detaliile, ca ceilalți care studiază alături de tine și te urmăresc să poată să înțeleagă cum ai ajuns tu la acel rezultat, iar ei să preia acest rezultat și să-l amplifice, să-l dezvolte mai mult.
Astfel am ajuns, de 6 ani de zile, am ajuns într-o cascadă de informații, folosind etică și moralitate înaltă. Bineînțeles, unii au luat examenul, unii au picat examenul, este normal, dar marea majoritate a oamenilor au învățat de la persoane cu o etică și moralitate, pentru că noi avem aceste grupuri de studii, avem site-ul plasmaromania.ro. Pentru cei care sunt pe Facebook, Fundația Cash, să noteze Fundația Cash, în grup de studii în limba română, unde sunt mii de oameni care oferă cunoaștere, care au mai multă cunoaștere decât cei care probabil apar la televizor, și încercăm să oferim mai mult din înțelegerea noastră, dar din înțelegerea noastră practică. Aici este marea diferență. Empirică, experimentală. Experimentală, pentru că sunt și colegi care n-au trecut la parte practică și vor începe să vorbească foarte mult, și e foarte mare diferență, din ce am văzut eu cel puțin, de la parte teoretică la parte practică. Înțelegerea noastră completă vine când noi aplicăm această energie și informație. Că e sub formă de a face nano și GANS, da, dar se conectează mai mulți neuroni, probabil avem o înțelegere mai amplă atunci când trecem de la teorie la parte practică, și aici o să fac să se facă mereu diferență. După ce avem această parte practică, este vorba de rezultate. Iar rezultatele la noi nu sunt greșite sau corecte, sunt doar rezultate. Adică te-ai dus pe un drum și încerci să te duci pe drumul ăla să înțelegi cât mai mult, iar din ce ai înțeles tu, e nevoie să revii în spațiu public sau să publici undeva rezultatele căutării tale, ale experimentului, ca ceilalți să înțeleagă că, că cineva s-a dus pe drumul acela, și cine dorește poate să continue acel drum sau poate să o ia în stânga sau în dreapta. Astfel, noi încercăm să îi încurajăm pe colegi să pună poze, să împărtășească, așa a ajuns această știință să fie foarte cunoscută în România, și încă nu știm ce fac oamenii cu informațiile, deoarece sunt, nu știu, sute de mii, nu știu câte, nici nu pot să calculez câte persoane au luat cunoaștere sau accesează aceste grupuri sau oferă informații în satele lor, în comunele lor, în orașele din care fac parte, pentru că aplicând această știință, oamenii au început să-și rezolve foarte multe situații. S-a dat din gură în gură, cum este obiceiul la noi, nu e neapărat telefonul sau internetul, din vecin în vecin s-a auzit de această știință plasmatică, de apa plasmatică, de bobine nanoacoperite, și oamenii au început să înțeleagă, și sper că speranța noastră este că noi încercăm să-i trezim pe toți, să le oferim o cale, o cârjă, o direcție spre maturizare, este doar una, sunt multe alte în jurul lor, iar cei care se vor maturiza și vor își dobândi această etică și moralitate sunt și cei care vor ajunge în contact cu comunitatea universală, pentru că, bineînțeles, e nevoie de o înțelegere, e nevoie de o frecvență înaltă, e nevoie de gânduri stabile, și încercăm să facem acest lucru și cu tine, și ne mulțumim că ne ajuți cu aceste meditații, în care am văzut că sunt destul de multe persoane care vor să ajungă la această elevare a sufletului sub formă de meditații în câmpuri plasmatice. Da, mulțumesc și eu pentru ocazie. Lucrăm pe toate planurile, fiecare cu darurile sale, și ca o concluzie la întrebarea pe care ți-am adresat-o, etică și moralitate, pe harta mea, deci ar fi vorba despre transparență, de a ne pune în serviciu, să contribuim în viețile celorlalți, de această necondiționare și cumva din starea aceasta de a fi curios, să-mi reamintesc anumite aspecte ale ființei mele, de aici vin și studiez, ok, pe urmă vorbesc despre asta, împărtășesc și cu sentimente de curaj, încredere, pun mâna și fac, corect? Vorbesc despre a face, nu doar a păstra în mental toată această informație, mi-o reamintesc și prin a lua acțiune. Și cu transparență față de ceea ce fac, ce mi-iese, ce nu mi-iese. Bun, vorbim despre nava spațială, am văzut câteva poze, totuși aș fi curioasă cum se conduce. Există deja capsula aceasta?
construită fizic undeva sau este doar proiectul 3D realizat de Marius, colegul tău? Ar fi interesant ca mai întâi să înțeleagă oamenii toate detaliile din navă și să prezentăm nava spațială, așa cum este ea și în realitate. Este vorba de o structură care se realizează se manufacturează în fabrica din China, iar de acolo această structură care are aproximativ, nu știu exact, dar aproximativ are 7 metri lungime și 3 metri înălțime. Este construită și deja se construiesc, e pe bandă, a intrat în manufacturare, în fiecare zi, după anul nou chinezesc, începe să construiască o navă pe zi, iar această navă se va trimite pe container și se vor aduce în Europa, iar din Europa, în fabrica din Linz, se va distribui, domnul Cheș are acest cadou, va realiza 100 de nave pentru 100 de țări și o să avem și noi în România această navă spațială, cadou din partea Fundației Cheș. Se conduce, momentan nu avem toate detaliile, dar se conduce la nivel de suflet. Este un program spațial în care nava se poate realiza sub diferite forme, cu 4 persoane, de o persoană sau de două persoane. Deci diferă înăuntru designul în care poate să fie aranjată. Apoi poate să existe posibilitatea în care nu avem nevoie de mâncare. Asta este iarăși o noutate. Pur și simplu din funcțiile, din câmpurile plasmatice, oamenii care vor călători nu vor simți nevoia să mănânce. Cel mai important iarăși este că nu folosim combustibil fosil, folosim gansuri, câmpuri plasmatice, deci energia care este deja este o energie, să zicem, o energie verde. Iar momentan este acest program spațial în care în 6 iunie domnul Cheș dorește să lanseze pe lună din 3 puncte, din Arizona, din Teheran și din Linz, 3 nave spațiale care să ajungă și să se întoarcă să ducă pe lună, să se întoarcă în acea zi. Totul o să fie foarte, foarte direct. Se lucrează la aceste sisteme de zbor. Capsulele sunt deja, ne-au arătat pozele, există, cum vedeți această navă în realitate, în grafică, există și în realitate. Iar principiile de funcționare sunt principii magnetice gravitaționale, pentru că domnul Cheș acest sistem de zbor a patentat. Deci este patentat un sistem de zbor magnetic și gravitațional magnetic care va oferi posibilitatea călătoriilor atât în spațiu terestru, adică dintr-o țară în alta să facem 2, 3, 4, 5 minute. Ca să vă zic așa un mic detaliu, ce ne-a impresionat este că mai mult nava spațială ia mai multe minute să se ridice de la sol sau de unde este expusă și să se poziționeze pe traiectoria dorită, iar călătoria este în timp instant, depășește viteza luminii. Și atunci undeva între, cum ne-a zis domnul Cheș, între 5 și 10 minute poate ia navei spațiale să se încarce, să se ridice și să ajungem din România în Tibet 3 minute, să ajungem în China 5 minute sau în America 7 minute. Toate lucrurile astea o să le vedeți, o să le trăim, de lucrurile astea ne ocupăm. În programul spațial care domnul Cheș a certificat, deci Institutul Spațial este ca o agenție spațială, exact cum este NASA, avem dreptul de a călători 80 de kilometri deasupra Pământului. Ce se întâmplă mai mult de 80 de kilometri este la libera noastră alegere, deoarece până acolo este certificarea. După 80 de kilometri se pare că ești liber. Iar nava spațială, de exemplu, în programul spațial lunar, nu se va duce către lună. Luna, prin energia care o are, va absorbi nava spațială. Deci câmpul magnetic gravitațional al lunii va interacționa cu câmpul magnetic gravitațional al navei și pur și simplu o să o absoarbă până la o distanță în care
capitanul, pentru că există un capitan, dorește să se apropie. Iar, bineînțeles, dacă se dorește spre Venus, mergem spre Venus, dacă se dorește spre Marte, la fel. Sunt detalii care domnul Cheș, bineînțeles, lucrând în proiecte secrete atâția ani, este foarte ușor să pună la dispoziție aceste nave spațiale cu sistemul de zbor complet. Se dezvoltă, se vor dezvolta nave spațiale și ne bucurăm că o să avem și în România acest cadou care o să fie studiat și o să invităm, bineînțeles, oameni din Academia Română, oameni de știință. Există chiar o invitație din partea Fundației Cheș către cercetători în domeniul spațial. Eu nu sunt în domeniul spațial, am studiat sociologie, psihologie, dar fiind pasionat ajung la anumite înțelegeri. Dar oamenii care au certificare în domeniul spațial sunt invitați să facă parte, cel puțin la Linz, este cea mai apropiată locație, sau în Arizona și în Teheran, în Iran, să facă parte din programul spațial, pentru că domnul Cheș vrea să învețe toată umanitatea cum se face o navă spațială. Și chiar în ultimele workshop-uri ne-a făcut un detaliu foarte interesant, ne-a zis că în 2 săptămâni orice persoană care are cunoaștere și acces la cunoașterea care o are domnul Cheș poate să realizeze o navă spațială, iar costurile sunt micuțe. Am înțeles. Tot așa, pentru claritate, haideți să vedem. Există câteva firme globale ce se ocupă de tehnologie spațială. Încă o dată, pentru claritate, ce aduce nou tehnologia spațială Cheș, GANS, în acest domeniu al călătorilor în spațiu? În primul rând, nu folosim combustibil fosil. Ce vedeți, rachetele acestea de la NASA folosesc combustibil fosil și sunt destul de costisitoare. Deci, în primul rând, noi folosim energia care este între noi doi acum. Deci, o energie care este liberă și care copiii învață să o facă. Apoi, nu este nevoie să luăm alimente cu noi. Deci nu e nevoie să avem un spațiu foarte mare în care lucrăm cu spații micuțe, în care în acest spațiu micuț sunt ca niște shuttle-uri, putem să spunem ca niște taxiuri, aceste nave primele care apar, bineînțeles, se pot crea la dimensiuni gigant. Dacă vrem de 10 km, putem să facem o navă mamă, să zic, cum se cunoaște, o navă care... Deci nu avem o limită la dimensiunile navei spațiale. Apoi există posibilitatea transporturilor, pentru că cel mai mare poluator sunt, printre altele, sunt vapoarele care consumă foarte mult combustibil, să ia containerul de aici, să-l trimită în China. Și atunci există posibilitatea să fie predestinate astfel de nave spațiale care să preia containere. Apoi, intervențiile în caz de dezastru, iarăși foarte rapide, pentru că ne putem duce cu navele spațiale oriunde în caz de dezastru și putem să ajutăm, să intervenim acolo cu tehnologia și să oferim ajutor oamenilor. Și cel mai important, costurile foarte mici de realizare acestei nave spațiale. Tocmai de aceea încercăm să-i direcționăm pe oameni către cărțile domnului Cheș, să vină să le studieze și să aplice această cunoaștere. Bun. În România, în țara noastră, ce proiecte are Fundația Cheș? În România am avut în luna iulie anul trecut, am avut prima prezentare, o conferință, noua tehnologie spațială, unde domnul Cheș împreună cu Fundația Cheș a venit și a prezentat celor interesați în vreme de pandemie, au prezentat tehnologia pentru a atrage investitori, pentru a atrage suport din partea guvernului și, bineînțeles, pentru a colabora cu ceilalți căutători de ai cunoașterii. În România, domnul Cheș chiar a anunțat în ultimul workshop, am ajuns la 422-423, a anunțat că deja a cumpărat o zonă mare unde o să se facă o zonă de manufacturare și o să avem și un institut spațial unde o să avem proiecte de cercetare. Acesta este doar, se vor angaja cam 1000 de oameni în România și, bineînțeles, așteptăm și colegi din Bulgaria, așteptăm și colegi din Republica Moldova, din Ucraina, din Rusia, nu e nicio problemă, din țările din jur, din Serbia. Iar ce este mai important este că dorește să
investească mai mult în această, la noi, în această țară, pentru că am înțeles foarte multe lucruri, ne mișcăm repede, suntem oameni muncitori și există posibilitatea să vină cu programe mult mai avansate și cu dispozitive care momentan încă nu au fost făcute publice. Tocmai de aceea suntem pe un drum în care în următoarele 6-12 luni o să auziți oficial că tehnologia este deja în România. Sună minunat! Deci proiecte legate de educație sau de a construi hale, nu? În care se produc aceste gansuri. Da. Proiecte de spațiu. Da, da, da. De televiziune. Exact, exact. Hale foarte mari în care totul este manual, totul este făcut automatizat. Spațiu de cercetare pentru echipe de cercetare, tocmai de aceea copiii cei mai serioși din programul nostru Generația Spațială vor fi invitați să intre în echipe de cercetare cu colegii mai mari. Încercăm acest lucru să vedem dacă ne iese. Oferim o șansă, iar nava spațială probabil o să avem și o zonă de expoziție în România. O să vedeți dispozitive de teleportare, o să vedeți dispozitive care o să vă uluiască ca și efecte, dar toate lucrurile astea se întâmplă pas cu pas. Există o finanțare, invităm chiar guvernul României să facă parte din colaborare, iar ce se întâmplă aici se întâmplă și în Rusia, se întâmplă și în America, se întâmplă și în Bulgaria, și în Italia. Deci lucrurile deja se duc în această direcție a oamenilor care să curățăm atmosfera, să curățăm poluarea, să trăim câteva sute de ani, să ne deplasăm mult mai repede dintr-o parte în alta, să avem case plasmatice și o să vedeți proiectul, sper că în următoarea emisiune să-l pot prezenta, și venim cu un pachet complet, de la sănătate, la plecări în spațiu, la stabilitate, sustenabilitate, prosperitate și abundență. Toate lucrurile astea sunt deja și sunt gratuite și oamenii de 6 ani de zile au accesat această cunoaștere. Și ne bucurăm și chiar le mulțumim pentru susținere. Mulțumim, Constantin, încă o emisiune foarte interesantă pentru cei interesați de așa ceva, energie liberă. Pur și simplu, ai o misiune foarte frumoasă de a aduce energia liberă către noi toți. Sună foarte bine să ne folosim de aceste forțe universale, da? Tot ce înseamnă magnetic și gravitațional, în a crea noi forme și a ne uni la nivel de univers. Cumva, probabil și desenele pe care noi le urmăream în copilărie, acum se transformă în realitate. Un vis frumos în care să fim liberi și din ce în ce mai liberi, neîngrădiți și totodată cu o responsabilitate divină de a crea ordine, disciplină, armonie și, da, libertate din ce în ce mai mare, de a explorare a universului. De ce nu? Mulțumim foarte mult pentru toate aceste și eu mulțumesc proiecte și super interesant. Devenim ușor, ușor o generație spațială. O generație în deplină sănătate, în corpul fizic, mental, emoțional, energetic și spiritual. Și suntem cu toții unul una. Ne unim cu toate forțele și potențialul nostru cel mai înalt. Vă mulțumesc pentru prezență și ne revedem cu drag la o ediție viitoare. Toate cele bune!